Vă invit acum să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, Cartea noastră de Căpătâi, Învățătura noastră, în Cartea Psalmilor, la mijlocul Sfintelor Scripturi, deschideți la Psalmul 107. Am să citesc primele trei versete din acest psalm, dar o să ne folosim de psalm în întregime. Salmul 107 începe în felul următor: Lăudați pe Domnul căci este bun, căci în viață ține îndurarea Lui. Așa să zică cei răscumpărați de Domnul, pe care i-a izbăvit el din mâna vrășmașului și pe care i-a strâns din toate țările, de la răsărit și de la pus, de la miază noapte și de pe mare. Amin. Dragii mei, în seara aceasta privim în Cuvântul lui Dumnezeu, în Psalmul 107, și versetul întâi, dacă vreți, este tema noastră de predică, de cuvânt. Psalmul spune în primul verset: Lăudați pe Domnul căci este bun, căci în viață ține îndurarea Lui. Avem un Dumnezeu bun, un Dumnezeu care este îndurător față de noi și bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu sunt veșnice. Iar atitudinea noastră în fața acestui Dumnezeu, în fața experienței cu un astfel de Dumnezeu, este o atitudine de laudă, spune cuvântul, lăudați pe Domnul. E adevărat că nu este o atitudine care ne stă în fire, dragii mei. De aceea trebuie să vorbim despre asta, de aceea trebuie să ne propunem, să alegem să facem lucrul acesta, să lăudăm pe Dumnezeu, pentru că firea vrea să pună altceva în loc. Din fire, noi suntem mai morocănoși, mai nemulțumiți. Uh și nu vrem să recunoaștem bunătatea lui Dumnezeu. Vreau să ne uităm la toate relele care ni se întâmplă viață și firea vrea să zică, n-aveți că nu-i chiar așa de bun Dumnezeu. Dar când privești cu ochii credinței, vezi bunătatea și îndurările lui Dumnezeu și lauz pe Dumnezeu din toată inima. Mi-a plăcut, dacă ați luat buletinul de sărbătoare din dimineața aceasta, unul din citatele pe care îl găsiți pe spate spune în felul următor. Mulțumitor, nu te face ceea ce ai în pungă, ci ceea ce ai în inimă. Așa că e mare diferență. Mulțumitor nu te face ceea ce ai în pungă, ci ceea ce ai în inimă. Nu ceea ce ai în buzunar sau la bancă, ci ceea ce ai în inima ta. Pentru că buzunarul nu întotdeauna e plin, portofelul nu întotdeauna e plin, băncile mai dau faliment, dar dacă ai în inimă pe Domnul care este bun, ai o inimă mulțumitoare și spune cartea proverbe, ai un ospăț necurmat. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute cea, să înțelegem și să alegem această atitudine de a privi bunătățile lui Dumnezeu și a fi recunoscători, să lăudăm pe Domnul pentru toate aceste lucruri. Acum, dacă este să privim la psalmul 107, psalmul acesta este un psalm deosebit de frumos. E adevărat, nu e cel mai scurt dintre psalmi, are 43 de versete, dar e un psalm deosebit și prin structura sa. Dacă o să vă uitați, versetul 1 începe cu ideea generală a psalmului, atitudinea de laudă în fața unui Dumnezeu bun, iar versetul 2 și 3 deja ne prezintă structura psalmului. Versetul 2 spune așa. Așa să zic că cei răscumpărați de Domnul pe care i-a izbăvit el din mâna vrășmașului. Și apoi, versetul 3, ne prezintă patru direcții în care o să meargă psalmistul. O să ne prezinte patru istorii de salvare din patru situații diferite, spune el în versetul 3, și pe care i-a strâns din toate părțile. Prima direcție, de la răsărit, de la apus, de la miază noapte și de la mare. O să observați că aici nu e vorba de patru direcții geografice în modul strict al expresiilor, ci va fi vorba despre patru grupuri de oameni. Și dacă ar fi să vă uitați în continuare în psalm, o să vedeți că sunt patru istorii diferite care ne sunt prezentate în psalmul acesta, care corespund la cele patru direcții din versetul 3. Psalmistul face un sumar a ceea ce urmează să ne spună. De la versetul 4 până la versetul 9, ne vorbește despre o situație a celor ce au rătăcit prin deșert și despre cum Dumnezeu îi salvează. De la versetul 10 la 16, e o altă situație și o altă salvare a lui Dumnezeu pentru cei care sunt încarcerați, pentru cei care sunt prinși fie de război, fie închiși. De la versetul 17 la 22 este o altă istorie despre cei bolnavi și pe moarte, muribunzi Și cum Dumnezeu intervine și salvează. Iar de la versetul 23 la 32 e vorba de o altă situație, despre cei pierduți pe mare. Cei care sunt în pericol pe mare și despre Istoria salvării lui Dumnezeu în dreptul acestora. Ce e de observat, dacă vreți, încă de la bun început, este că psalmul are un, un tipar. Și dacă o să vă uitați, la un moment dat, după ce e prezentată fiecare din aceste patru situații, la un moment dat, undeva printre versetele de la mijloc, apare acest, acest strigăt al oamenilor în deznădejde. Versetul 6, de exemplu, atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul, El i-a izbăvit din necazurile, lor. Versetul acesta îl găsiți repetat și în versetul 13, în cea de-a doua situație, versetul 19, a treia situație, versetul 28, cea de-a patra situație. Și de asemenea, chiar la sfârșitul istoriei de salvare, celor patru istorii de salvare, se găsește un exemplu sau o concluzie de urmat pentru fiecare dintre noi atunci când ascultăm mesajul celor patru întâmplări. oameni care au fost pierduți au strigat către Dumnezeu și Dumnezeu a intervenit și în, în, în ultimele versete din acel pasaj vine îndemnul psalmistului și spune așa, de exemplu, versetul 8, Odear lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui, pentru minunile Lui față de fiii, fii Oamenilor, de patru ori se repetă și acest verset, versetul 8, versetul 15, 21 și 30 și 31. Așadar, psalmistul ne prezintă aceste patru situații de viață care oamenii ajung în dificultate și când ajung în dificultate și nu mai știu ce să facă, oamenii privesc în sus, aleg să privească la Dumnezeu, să strige spre Dumnezeu și Dumnezeu îi aude. Dar nu numai că îi aude Dumnezeu, intervine. Și în momentul în care Dumnezeu intervine și scapă, oamenii sunt îndemnați să răspundă cu ce? Cu laudă. Cu mulțumire, spune psalmistul. O de-ar lăuda oamenii pe Domnul. Vedeți, oarecum în acest oftat al psalmistului, care se repetă de patru ori, cumva parcă înțelegem că nu întotdeauna oamenii laudă pe Domnul, deși de multe ori sunt salvați, nu-i așa? Dragii mei, în această seară aș vrea să vă provoc să vă gândiți nu numai la lucruri pe care le-ați primit de la Domnul, ci aș vrea să vă provoc să vă gândiți și la situații de viață în care Domnul a intervenit, ați strigat către Dumnezeu și Dumnezeu va a dat ajutorul. Și mă rog ca cuvântul din seara aceasta să se lipească și de inimile noastre și să ne învețe o de a lăuda sorin pe Domnul pentru lucrările Lui, pentru bunătatea Lui. Amin? Aș vrea să o iau încet așa pe rând cu fiecare situație. Spuneam că de la versetul 4 la versetul 9 este vorba de cei ce au rătăcit prin deșert. Este o imagine comună în psalm, această rătăcire prin deșert, ca un timp de încercare pentru o persoană, ca o vreme a pustiei sufletești în care nu-ți găsești liniștea, ești însetat sufletește, nu ești săturat, nu ești de plin bucuros pentru că ceva se întâmplă, e o tensiune acolo. În același timp, sigur că noi ne aducem aminte că poporul lui Dumnezeu are câteva experiențe de pelegrinaj și chiar de rătăcire prin pustie. Când au ieșit din Egipt să meargă spre Canaan, au trecut prin pustie și au stat acolo 40 de ani. Ne aducem aminte că și mai apoi, după ce au stat ani de zile în Canaan și Dumnezeu i-a Pedepsit din nou și a trimis în robia babiloniană, respectiv asiriană, la întoarcerea rămășiței care se întorc, rămășița trece tot prin deșert ca să se întoarcă în țară. Deci e o experiență comună a poporului lui Dumnezeu. Multe istorii ar putea să ne vină în minte. M-am oprit însă la una singură. O imagine din Exodul, capitolul 17. O imagine în care vedem pe poporul lui Dumnezeu că umblă prin postia sin. Nu ieșiseră de foarte multă vreme din Egipt, ieșiseră cu mână tare, izbăviți de Dumnezeu și au ajuns în pustia sin. Acolo spune cuvântul lui Dumnezeu că toată adunarea lui Israel, când a plecat din pustia aceasta, au tăbărât la refidim. Acolo n-au găsit apă de băut, sete mare, oameni mulți, n-ai ce să bei, pierd pe picioare în pustia asta. Atunci poporul a căutat ceartă cu Moise și au zis, dă-ne apă să bem! Și Moise le-a răspuns, pentru ce căutați ceartă cu mine? Pentru ce ispitiți pe Domnul? Poporul stătea acolo, chinuit de sete, cârtea împotriva lui Moise și zicea: Pentru ce ne-ai scos din Egipt ca să ne faci să murim de sete aici, cu copiii și cu turmele noastre? Era o situație deosebit de grea pentru Moise. El era liderul, i-a tras din partea lui Dumnezeu. Sigur că promisiunile erau pentru toți, ca și popor, dar ești într-o situație delicată. Moise, ne-ai scos din Egipt. Am ajuns aici, nu avem ce să bem. Uite, aici nu mai nisip, nu mai stângi, nu avem ce să bem. Și Moise face ce spune cuvântul lui Dumnezeu în psalmul 107, versetul 6. Atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. Moise a zis, versetul 17 din, din, versetul 4 din Exodul 17, Moise a strigat către Domnul și a zis, ce să fac cu poporul acesta? Și Domnul îi răspunde, trece în fața poporului, ia cu tine vreo câțiva din bătrânul lui Israel, ia în mână toiagul cu care ai lovit râul și pornește, iată eu voi sta înaintea ta pe stânca Horebului, vei lovi stânca și va țâșni apă din ea și poporul va bea. Ce minune extraordinară! În mijlocul pustiei Dumnezeu face izvor de apă dulce. Extraordinar! Acolo unde nimeni nu mai poate să ajute, acolo unde nu mai poți să găsești speranță umană, Dumnezeu vine și face apă în pustie. N-ați trăit și dumneavoastră situații similare ca acestea? Situații disperate. Situații în care te uiți în jurul tău și totul e uscat, totul e fără speranță. Simți că ți se uscă sufletul și nu mai vezi ajutor niciunde și striși către Dumnezeu. Și ga din că Dumnezeu aduce apă, slăvit să fie Domnul. Și atunci spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 7, partea 2, i-a călăuzit pe drumul cel drept ca să ajungă într-o cetate de locuit. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui, pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Ai trecut printr-o astfel de situație? Ți-a ajutat Dumnezeu? I-ai mulțumit? te-ai întors cu recunoștință? Cea de-a doua situație este situația unor oameni care sunt închiși, robi sau încarcerați, dacă vreți. De la versetul 10 la versetul 16, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește. Cei ce ședeau în întuneric și umbra morții trăiau legați în ticăloșie și în fiare, pentru că se răzvrătiseră împotriva cuvintelor lui Dumnezeu, pentru că ne socotiseră sfatul celui prea înalt. El le-a smerit inima prin suferință, au căzut și nimeni nu i-a ajutat. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul. E nouă situația unor oameni care, de data aceasta, e vorba de un păcat, nu-i așa? Pentru că au făcut ce era rău împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu trimite pe Și ajung să fie robiți. Și pedepsiți de Dumnezeu. Și se uită în jur și nu e niciun ajutor. Și atunci strigă pe Domnul și Dumnezeu îi liberează. Câte situații nu găsim și în Sfânta Scriptură? O primă situație, robia poporului în Egipt. Dumnezeu vine când strigă poporul. Și strigătul poporului s-a suit până la mine. Chinul lui este mare. Mă duc să le eliberez, îi spune Dumnezeu lui Moise. Dumnezeu îl scoate cu mână tare din Egipt. Vă aduceți aminte la fel, când sunt în robia babiloniană, respectiv asiriană, Domnul vine și îi scoate cu mână tare la vremea potrivită. El trezește Duhul unui împărat, se dă un decret și totul merge ca pe roate, pentru că Dumnezeu are puterea. Că acolo unde stăpânesc alții și sunt în control și nu vezi niciun ajutor, să schimbe lucrurile, vremurile, situațiile, pentru că nu există putere mai mare cu puterea lui Dumnezeu pe pământul acesta. Când strigă un nenorocit, spune cuvântul, Domnul aude și nu rămâne indiferent. Când se pocăiește chiar un păcătos, Dumnezeu nu rămâne indiferent. Domnul aude și intervine, slăvit să fie numele Său. Spune versetul 14, i-a scos din întuneric, din umbra morții, le-a rupt legăturile. Aș vrea să vă aduc aminte de un astfel de episod din Sfânta Scriptură. Cartea judecător poate fi un alt exemplu de pe paginile Sfintelor Scripturi. Judecător, capitolul 3, dacă vreți, găsim că poporul lui Dumnezeu era într-o vreme în care în Israel nu era împărat și fiecare făcea ce vroia. Rea situație. Mai ales că foarte des poporul lui Dumnezeu îl uită pe Dumnezeu. Se întoarce cu spatele la Dumnezeu și cu fața înspre idolii neamurilor care îi înconjurau. Și din pricina aceasta Dumnezeu îi pedepsește și îi lasă să ajungă robi. Și unul din popoarele care foarte mult a năvălit asupra lui Israel în vremea aceea erau filistenii. Un popor sinceros, un popor dur. Și spune cuvântul lui Dumnezeu la sfârșitul capitolul 3 din Cartea Judecători că la un moment dat poporul lui Dumnezeu după ani de robie, așa cum spune Psalmul 107, au strigat către Domnul. Și Domnul a ridicat un judecător. Unul dintre judecătorii cel mai obscuri, am să-i folosesc de data aceasta, este vorba de Shamgar. Șamgar spune cuvântul lui Dumnezeu că a fost ridicat de Dumnezeu, ales de Dumnezeu și un om ia în mână un otig, un fier de la plug și omoară 600 de filisteni cu un otig de plug. Asta de ce? Ca să se arate că de tare era el? Nu. Ci ca să se arate cât de tare e mâna lui Dumnezeu când strigă un păcătos care se pocăiește. Și cu acest otig de plug, acest șamgar Judecătorul lui Israel, izbăvitorul lui Israel, aduce eliberare. Slăviți să fie Domnul! Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care nu îngăduie păcatul. Și când este păcat în poporul lui, Dumnezeu aduce pe diapsa. Și când vine pe diapsa, ne simțim ca și încarcerați. Și ne doare. Și numai cel care a experimentat pe diapsa lui Dumnezeu știe ce înseamnă să fie acolo. Aduceți aminte de Iona în pântecele peștelui? mai avea unde să fugă, nu mai avea ce să facă. În pântecele peștelui, în strâmtorarea lui, spune Iona, am strigat către Domnul. Și acolo e rugăciunea lui de pocăință, e întoarcerea lui, e smerirea lui. Și Dumnezeu aude, Dumnezeu poruncește pește lui și îl lasă pe uscat. Dragii mei, mă rog din toată inima să vățăm în seara aceasta ca la nevoie, chiar căzuți în păcat, să strigăm către Domnul care aude. Și când Domnul intervine în viața ta, și dragii mei, câți dintre noi n-am gustat asta? Toți am fost morți în păcatele și în greșelile noastre. Am venit la Domnul, am strigat după harul și îndurarea Lui și ce a făcut El? Nu ne-a scos afară. S-a îndurat de noi, a trimis pe Fiul Său să moară pe cruce în locul nostru. Ne-a eliberat și ne-a mântuit. Care e atitudinea noastră? Versetul 15 spune, O, de lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui, pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Îl lauzi pe Dumnezeu că te-a iertat? Sau te întorci înapoi și lui pe Dumnezeu? O, de lăuda oamenii pe Domnul. O a treia situație prezentată de Psalmul 107 este de la versetul 17 la versetul 22. Și aici ni se vorbea, vorbește despre o altă categorie de oameni, despre o altă situație și anume despre cei ce sunt bolnavi și muribunzi. Citiți dumneavoastră pasajul, nu o să-l mai citesc eu acum, dar vreau să alerg repede la un exemplu de pe paginile Sfintelor Scripturi care ne aduce aminte de o astfel de situație. Și dacă vreți, urmăriți împreună cu mine în numeri capitolul 21. Aici poporul lui Dumnezeu e din nou prin aceste pelegrinări, în cei 40 de ani prin pustie. Și la un moment dat, după o biruință pe care le-o dă Dumnezeu împotriva unor cananiți, Spune cuvântul lui Dumnezeu, 21 cu 4, au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roșie și Acolo, în drumul lor, poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. Au vorbit împotriva lui Dumnezeu și au vorbit împotriva lui Moise. Și atunci Dumnezeu se mânie. Când poporul cârtește în loc să mulțumească, când poporul, în nebunia lui, îl uită pe Dumnezeu și zice, Doamne, tu nu ești bun, ești rău, Dumnezeu se mânie când îl defăimăm pe Dumnezeu. Dumnezeu se mânie și spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 6, Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi înfocați, care au mușcat poporul așa încât au murit mulți oameni în Israel, în pustie, fără trusă de prim ajutor, fără leac, din pricina păcatelor lor, sunt mușcați, sunt pe moarte. Ce face poporul? Versetul următor spune, a venit la Moise și a zis, am păcătuit, căci am vorbit împotriva Domnului, împotriva ta, roagă-te Domnului ca să depărteze de la noi acești șerpi. Moise s-a rugat pentru popor. Ce îi spune lui Moise? Moise, fă un șarpe de aramă, fă o prăjină pe care să îl atârni și oricine este mușcat și va privi înspre el, va trăi. Și dintr-o dată se întâmplă minunea aceea că cine era mușcat de șarpe și pe moarte și privește înspre, înspre șarpele de aramă prin credință, este vindecat și nu mai moare. Dumnezeu intervine. Cei muribunzi sunt puși pe picioare. Dragii mei, dacă ar fi să pun mâna să ridice aici oameni care au fost pe un pat de boală și care poate n-au avut speranță, ar fi poate multe mâini care s-ar în seara asta. Oameni care au fost prin valea umbrei morții, Dumnezeu a intervenit și i-a salvat. Îl auzi pe Domnul. Oare câte voi ale morții au fost trecute de noi, poate fără să ne dăm seama? De multe ori circulăm cu mașina, de multe ori mergem în mijloace de transport, suntem în diferite situații, peste tot, nici măcar nu știm. Și Dumnezeu ne protejează, ne apără, slavă Lui care e atitudinea ta? Psalmistul vine și spune, O, oh, de-ar lăuda oamenii ăștia pe Domnul, pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Îi mulțumești Lui Dumnezeu? Ai sănătate? Ți-a redat Dumnezeu sănătatea? Te-a pus Dumnezeu pe picioare? Îi mulțumești Lui Dumnezeu? dă slavă Lui Dumnezeu! O ultimă categorie prezentată în psalmul acesta este categoria de la versetul 23 la versetul 32. Este vorba de niște oameni care sunt pierduți, sunt în pericol pe mare, de la versetul 23. Cei ce se pogărâsere pe mare în corăbii și făceau negoți pe apele cele mari, aceia au văzut lucrările Domnului și mininile Lui în mijlocul adâncului. Ei, el a zis și a pus să sufle furtuna care ridica valurile mării, se suiau spre cerul, se pogorau un adunc, sufletul le era pierdut în fața primejdiei, apucați de amețeală, se clătinau ca un om biat și zedarnică le era toată iscusința. Când ești pe mare și vine furtuna, și furtuna e mai puternică decât poate să reziste barca ta. Nu mai ai ce să faci, ești neajutorat ce poți să faci atunci când nu mai vezi niciun ajutor? Să faci ce au făcut oamenii aceștia, să strigi către Domnul. E adevărat că această a ultimă situație, a patra, prezentată în psalmul acesta, este mai puțin cunoscută în Vechiul Testament. Prea puțin găsim situații în care poporul lui Dumnezeu să aibă prea mult de a face cu corăbile. Una ar fi experiența lui Iona, dar m-aș duce în Noul Testament, în Marcu, capitolul 4, și acolo o să găsiți pe ucenicii Domnului Iisus Hristos, care pleacă împreună cu Domnul să treacă de partea cealaltă a mării. Și îl au pe Domnul cu ei în corabie. Și după o predică frumoasă, și după o părtășie frumoasă, noaptea pe mare se întâmplă ceva, se sârnește o furtună puternică. De la versetul 35, cuvântul lui Dumnezeu vine și spune, versetul 37, s-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că ea se umplea, că corabia se umplea și el, adică Domnul Iisus Hristos, dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și au zis, învățătorule, nu-ți pasă că pierim? De câte ori nu ne uităm și noi la Dumnezeu și spunem, Doamne, dar chiar nu-ți pasă? ba lui Dumnezeu îi pasă. Și în momentul în care strigi către Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos care e acolo se ridică în picioare, spune versetul 39, El s-a sculat, a certat vântul și a zis, Mări, taci fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare, apoi a zis, pentru ce sunteți așa de fricoși, tot nu aveți credință? I-a apucat o mare frică și zicea unii către alții, cine este acesta de la ascultă? Chiar vântul și marea au strigat către Domnul și Domnul a intervenit. Psalmul 107, versetul 29 spune, a oprit furtuna, a adus liniștea și valurile s-au potolit. Ei s-au bucurat că valurile s-au liniștit. Domnul i-a adus la limanul dorit. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui, pentru minunile Lui față de fii oamenilor. Dragii mei, și noi avem parte de furtuni. Trecem prin situații care nici nu știi când și nici nu știi de la ce se pornește furtuna. Și fie că e vorba de o situație personală, fie că e vorba de sănătate, fie că e vorba de relații, furtunile apar când te aștepți mai puțin și pierzi controlul și strigi către Dumnezeu. Și Dumnezeu intervine. Și când Dumnezeu intervine, Cuvântul spune, Oder ar lăuda oamenii pe Domnul. Laudă-L pe Domnul că este bun. Patru situații în care vedem un Dumnezeu care nu-i surd la cererile celor care sunt în primejdie. Când strigă cei ce rătăcesc prin deșert, când strigă cei ce sunt încarcerați, închiși sau robiți, când strigă cei ce sunt bolnavi sau muribunzi, când strigă cei pierduți pe mare, Domnul aude și intervine slăvit să fie El. Dragul meu, să nu crezi că atunci când strigi tu, Dumnezeu nu aude Să nu crezi că atunci când strigi tu, Dumnezeu nu ascultă și nu -i intervine. E adevărat, nu întotdeauna intervenția e așa cum o vrem noi. Dar Dumnezeu aude. El e aproape. Psalmul 23 spune, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău căci, tu ești cu mine. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul. Seara aceasta, îndemnul psalmistului este laudă -l pe Dumnezeu. Privind în pasajul acesta și în mod deosebit la acest verset care se repetă de patru ori, versetul 8, 15, 21, 31, Odear lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea lui și pentru minunile lui față de fiii oamenilor. James MacDonald scrie trei concluzii foarte simple și foarte ușoare. El spune în felul următor. 1. Versetul acesta ne vorbește despre faptul că recunoștința este o alegere. Nu te vei trezi mulțumitor așa dintr-o dată dacă nu alegi. Recunoștința e o atitudine pe care o alegi sau nu. Fie alegi să fii mulțumitor, fie nu. Recunoștința nu este o stare naturală. E o alegere pe care trebuie să o faci. E o alegere pe care trebuie să o îmbrățișezi. În al doilea rând, al doilea adevăr spunea el, este că recunoștința e o alegere bazată pe realitate. Aici nu vorbim de povești, vedem în mod clar în Psalmul 107 că Domnul este bun. Ne uităm în viața noastră, în lucrările pe care le-a făcut El și concluzionăm că Dumnezeu este bun, slăvit să fie numele Său. Te uiți la teologia din cuvântul lui Dumnezeu și înțelegi că Dumnezeu este bun. Ai o bază pentru o astfel de stare de recunoștință. Asta, recunoștința nu e ceva așa, un gând care nu are nicio bază, dar poate că funcționează. Nu, nu, nu. E o alegere bazată pe realitate. Pe felul în care se relaționează Dumnezeu față de tine. Dumnezeu îți este binevoitor. Și în al treilea rând, spunea el, recunoștința este o decizie care îți schimbă viața. Spunea el, cuvântul meu preferat. Din versetul acesta este cuvântul O. Această exclamație, O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul. Ce s-ar întâmpla atunci, parcă vrea să spună psalmistul? O, ce, ce extraordinar ar fi dacă lăudeau oamenii pe Domnul! O, ce s-ar putea întâmpla în viața lor! O, cât de diferit ar putea să fie viața acestor oameni! Dragii mei, recunoștința într-adevăr ne transformă viața și situația în care suntem în relație cu Dumnezeu, în relație cu noi înșine și chiar cu cei din jurul nostru. Recunoștința are beneficii deosebite. Două vreau să menționez, le găsiți și în buletinul pe care l-ați primit azi dimineață. O revistă a făcut niște cercetări și apoi au scris un articol și printre altele au constatat două lucruri extrem de interesante. Referitor la recuperarea după o intervenție chirurgicală, ceva foarte practic. Zice că Universitatea Duke s-a ocupat de pacienții credincioși și de modul în care credința lor a influențat. Rec recuperarea postoperatorie. Cei care aveau credință și erau recunoscători lui Dumnezeu au petrecut în medie cu 11 zile mai puțin în spital după operație. Deși din punct de vedere fizic recunoștința este un beneficiu, în același timp cei care nu aveau o viață bazată pe credință au petrecut cam 25 de zile în spital după operație referitor la, studiu, la, la stilul de viață. O trecere în revista câtorva studii a arătat că spiritualitatea este corelată cu un număr mai scăzut de sinucideri cu o rată mai scăzută a abuzurilor datorată consumului de alcool și de droguri, cu o incidență mai scăzută a comportamentelor criminale, mai puține divorțuri și cu o mai mare împlinire maritală, dacă viața este caracterizată de exprimarea frecventă a recunoștinței față de Dumnezeu. Merită să lauzi pe Dumnezeu. Psalmul 107 începe în felul următor: Lăudați pe Domnul că este bun, căci în viață ține îndurarea lui. Ne duc aminte că am auzit-o pe sora Sabina Von Brandt, soția fratelui Richard. Vorbind undeva, nu știu dacă nu era în Statele Unite, am văzut o scurtă filmare într-o biserică și povestea despre celula femeilor în care erau încarcerate și cum Dumnezeu a lucrat în inimile lor. Femei care niciodată în viața lor nu s-au rugat. Le-a spus versetul acesta, Psalmul 107 cu 1. Lăudați pe Domnul că este bun, căci în viață ține îndurarea Lui. Și femeile acestea au luat o hotărâre împreună cu sora Sabina, ca ăsta să fie salutul lor ori de câte ori se întâlnesc, în fiecare dimineață, în fiecare zi. Și Dumnezeu a început să lucreze în inima lor într-un mod fantastic. Multe dintre femeile acele au văzut intervenția lui Dumnezeu în viața lor. S-au întors la Domnul și l-au mărturisit ca Domn și Mântuitor personal. Pentru că a mulțumit și a lăudat pe Dumnezeu chiar atunci. Când ești în încercare, îți schimbă viața, îți schimbă situația în care te găsești. Dragul meu, aș vrea să te provoc în seara aceasta. Sărbătoarea mulțumirii o încheiem aici, sau după ce mergem și la masă. Dar mulțumirea din inima noastră n-ar trebui să încheie. Pentru că mulțumirea, recunoștința, aduce o calitate deosebită vieții tale. Nu știu dacă îți lungește zilele pe acest pământ, dar îți dă o calitate vieții mai deosebită, mai frumoasă. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să recunoaștem bunătatea lui și să răspundem cu laudă, cu mulțumire.